etapă actuală, astrologii sunt dispuși să ne ofere informații cât mai detaliate, ghidați de astrele de pe cer. De la ei aflăm că anul 2011 este anul iepurilui. Ce semne vorbesc despre această afirmație și nu numai, ne spune astrologul Fidel Alarmati, Petre Arcanu. 2011 se prevede și liniștit anul și foarte bogat în evenimente, nu la număr, dar bogat cu evenimente de importanță, aș spune, crucială. Mai liniștit ca 2010, va fi? Anul 2010 a fost notă de liniștit, cum a fost mai mult cu niște erupții, spunem, eruptiv a fost. Cu ceva nu că atât de neașteptat, dar a fost mai mult lans așa de evenimente care erau uneori chiar radicate, unul față de altul. Se stipulează prin multe surse de informații, fie și mass media, dar mai ales din tratate vechi de la același Nostradamus, la Maiești, la civilizație, că 2012 este un sfârșit de ciclu. Unii mai așa, mai la simplu, tratează 2012 ca sfârșitul lumii, vremelor, timpurilor, calendarului și etc. Este legat acest an chiar cu epuizarea calendarului maieșilor, care a fost calculat 500 de ani, pare mi se urmă ceva, dar nu le-a ajuns probabil la calculatorul lor niște numere de poziții sau știu ceva, că iată 2012, 21 decembrie este vehiculată data aceasta ca o dată ce va schimba lucrurile, situațiile și lumea în general. Dacă să vedem 2010, a fost un an așa de fierbere și fierbere haotică, mai mult ba criza, ba unele răsturnări de situații, se prevedea și ceva pozitiv și etc. Deci, așa, nu atât de obișnuit, dar totuși a fost ceva specific. Deci 2011 se vede un an de reculegere și orientare la nivele mai interioare a fiecăruia cetățean, a fiecărui individ a societății, deoarece aceste evenimente care se prevăd în anul 2011 sunt generate de planetele numite sociale și planetele mari, să spunem, care stau în afara Saturnului, orbitei Saturnului. Ce ar însemna? Se vorbește despre cele sociale sau între individ și societate se află două planete, sau acele care îndeplinesc rolul de legătură dintre personalitate și societate. Sunt Jupiter și Saturn. Aceste două planete ar să joace un rol foarte mare, important, în viața fiecăruia din noi, deoarece fiecare individ, fiecare personalitate va fi nevoit să se acomodeze, să se asimileze la condițiile care vor fi propuse de societate și nu numai că să fie asimilate de energiile care vor fi propuse de societate în genere, dar și să poată influența acea societate. Deoarece planeta Saturn propune o disciplină, o subordonare la legi, la tot ce este structurat, la cerințele statului, hai să vorbim așa. Dar să nu uităm că personalitatea de acum nu este cea care a fost 10-20 de ani în urmă, când de-abia a început să conștientizeze cine este el în spațiul societății. Aceiași membri armate, ei nu numai sunt subordonați respectivilor statute militare, dar ei au devenit personalități care sunt veniți din societatea civilă, ei de acum vin cu alte viziuni decât care erau până la aceste timpuri, hai să zic. Și plus la aceasta încă, Saturnul este acel membru al sistemului solar care ne oferă de fiecare dată teste, probe, pe care noi trebuie să le susținem. Și aici nu este vorba despre vreau sau nu vreau. Trebuie. O spus și gata, iată aici e armata. Și dacă nu ai îndeplinit, nu iertare. Pur și simplu ai să mai faci câteva cercuri, cum spun, nu atât de pedeapsă, dar sancționare. Și totuși vei reveni la această probă și a trebuit să o susții. Cu atât mai mult ca să fie mult mai dură următoarea probă și poți să pici la acest test. Plus, la aceste două planete, cum am spus, de Jupiter și Saturn, sunt planetele Uranus, este Neptunul și este Plutonul. Deci aceste trei planete în anul acesta vor propune, mai ales Uranusul, trecând în zodia berbecului, ar să înferbențească la culme pe toți berbeci, cei la care predomină berbecul. Este militarii, ostașii de rând, comandanții care îndeplinesc ordine, care sunt influențați mai mult din interiorul, din pornirile de suflet. Și dacă Uranus intră în acest semn, el ar să le propune tuturor, nu numai cei care sunt născuți în zodia berbecului, dar și la toți cetățenii Republicii Moldova, niște viziuni cu totul revoluționale la ceea ce trece în societate. Și armatei revine aici un rol foarte important
ca aceste viziuni, da, Uranus la noi este cunoscut ca un revoluționar, anume care răstoarnă situații pe neașteptate, el nu întreabă. El a venit și lui nu-i place și gata, oameni buni. Aici ar fi bine să dea dovadă toți ostașii, toți militarii de o înțelepciune a Saturnului, de o bunătate a Jupiterului și personalitățile sale să le controleze foarte bine cu ajutorul Saturnului deosebit, deoarece dacă lăsăm seama inovațiilor care le propune Uranus, dar el ar propune anul ăsta foarte multe viziuni asupra noilor tehnologii, vor fi multe descoperiri făcute, se așteaptă în orice caz, noi căi de comunicare, noi mijloace de comunicare și dacă vom scăpa controlul asupra tuturor acestor porniri, Doamne ferește, dar revoluțiile nu întotdeauna aduc numai la tăierea iarbii sau mai știu acolo ceva, foarte simplu, la faci curățenie într-un parc sau alte activități. Adică ne putem aștepta la schimbări foarte radicale. Da. Da, și în deosebire am vorbit de Saturn, da? Societatea a mai menționat că nu e ceea care a fost câțiva ani. Vedem că ceea ce se întâmplă nu numai la noi în țară, cu atât mai mult țara noastră, cum aflându-se la intersecția mai multor curente, să zicem, de interese chiar, da? Este nevoită să-și regleze, să zicem, nu numai soarta, destin, dar și starea ei în ansamblu, în componența tuturor țărilor, fie din Europa, fie din toată lumea, deoarece vrem noi, nu vrem, dar suntem o entitate, suntem o etnie care tot dorește să trăiască cel puțin decent în liniște și pași. Viața are gust, dacă inima ta e tot timpul deschisă. Viața are gust, bucură-te de ea. Viața are gust, dacă inima ta e tot timpul deschisă. Mitologia chineză, iepurile este simbolul răbdării și al norocului, ceea ce înseamnă că anul iepurilui, care începe la 3 februarie 2011, va aduce exact ceea ce a lipsit în 2010, liniște și reușite, spun astrologii. Să sperăm că așa va fi. Dacă ați fost atenți mai sus, în una din zilele trecute, am vizitat unitatea militară din Negrești, unde am găsit acolo un militar prin contract care este pasionat de creșterea iepurilor. Și desigur, împreună cu Inga Mihailova, l-am intervievat cum e să crești iepuri. Ce îmi strage pasiunea dumneavoastră pentru creșterea iepurilor? Pasiunea strage din copilărie, înainte de a deveni militar, m-a ocupat cu decizia dată. Primul iepure cum? Primul iepure a apărut, îți spunem așa, de la o zi de naștere, mi l-a dăruit cineva. Pe urmă, de la el a urmat și următorii. Ce rasa a fost? Cum se numea? I-ați spus? Nu, nume nu i-am pus, dar era rasa fluture, alb cu pieti negri și, în general, sunt mai multe rase, dar s-a primit o combinație dintre două rase, s-a numit fluturi, alb cu negru. Pe urmă, cum a evoluat activitatea? Pe urmă, m-am interesat mai aprofund de ei, am luat literatură, mai aveam niște colegi care se ocupau mai înainte și a început evaluarea cu o viteză mult mai mare. Chiar ați studiat despre creșterea iepurilor? Păi sunt niște animale așa gingași și nu au nevoie de o studiere mult mai profundă. Așa, în general, nivelul de vaccinare, cerințele care le au ei. Care a fost numărul cel mai mare de iepuri? Păi fiind acasă, mai erau cu colegii sau prieteni care era un fel de competiție între noi care și cel mai mult va avea. În general s-au urcat numărul până la 40-50, deoarece pe timp de vară acasă sunt gingă și au nevoie de o îngrijire mult mai aprofundată, da. Dar nu vi s-a întâmplat vreodată să moară toți iepuri și să piară gustul ăsta de a crește iepuri? Personal mi s-a întâmplat asta. Da, sunt cazuri vestite, dar astea sunt doar greșelile oamenilor, că atunci când omul se ocupă serios cu îndelecinirea dată, are grijă și sunt anumite restricții care trebuie respectate. De exemplu? De exemplu, trebuie să ai doar masculul tău personal care nu îl dai la nimeni. Eu sunt purtător de virus, sunt foarte ageri, foarte slabi. Vaccinarea la timp, îngrijirea mai aprofundată, locul în care locuiesc îngrijit cu cloruri de var și mai multe nuanțe care cred că fiecare persoană care se ocupă cu iepuri le cunoaște. De unde faceți rost de nutriție pentru iepuri? Păi sunt animalele care mănâncă practic toate resturile de legume, nu cred că e o problemă așa mare și în general se hrănesc cu ierburi, cu diferite
prins de copaci și așa mai departe. Adică tot am cicale și mâini. Că sunt iepuri care nu mănâncă morcov? Păi se spune că persoanele care iubesc morcov n-au probleme cu vedere. De aici s-a luat vorba că întrebarea, ai văzut vreun iepuri cu ochelari? Toți răspund că nu. Asta e treaba cu morcov. Ce rase ați crescut? Păi în general la casă nu mă ocupam cu rase specifice. Era un amestec de rase care da un rezultat mai favorabil din ce considerente. Sunt puțin mai rezistenți și nu necesită o îngrijire mai deosebită. Dar așa, în general, acum ai răspândit pe rasa de giganți, care într-un termen foarte scurt, după o rațiune de hrană concret, dă dovadă de rezultate foarte bune. Dar numiți-ne câteva rase care le aveți. Păi pot să vă spun acum, la moment de față, mă ocup cu giganții și mai am fluture, care v-am mai spus mai înainte. Și sunt o specie mai rară de iepuri întâlnit, care se numesc specia berbec german, dar în principiu sunt practic aceiași uriași, dar nu cresc așa cu viteză mare și nu sunt așa de mari ca și carne, ca corp. Până la câți ani cresc iepuri? Nu cunosc până la câți ani cresc, dar știu sigur că viața lor e în mâinile noastre. Dacă îi dai voie libertate să crească, eu cred că cresc foarte mult, dar în general se produc pentru carnea lor dietică, care e întrebat în toată lumea. Ce om e longeviv iepuri la dumneavoastră, câți ani are? Păi sunt iepuri longevivi care ținem pentru reproducere. Ăștia, da, cât mai mulți ani are, cu atât mai productiv modul de producere a lor. Adică au și ei o nuanță oarecare. În general, până la 3-4 ani, asta e vârsta maximă, cred, cel puțin la mine. Ați fost și la vânătoare de iepuri? Cu părere de rău, cu vânătoarea nici timp n-avem și nu prea mă pasionează, din motiv că am femei personal și eu socot că doar persoanele pasionate nu-i pasionează atât iepuri cât procesul de vânătoare. După 4 ani, ce faceți cu dânsii? Îi tăieți și îi mâncați? Persoanele care văd, se interesează, după cum aprovet la mine iepuri, așa mă stăruș eu. Care se interesează, pot să le dărui unul sau doi, ca să înceapă procesul și de mulțări, dar în general îi folosim în alimentar. Sunteți un crescător pasionat de iepuri, nu este milă ca să-i ucidem? Chiar și din cele mai vechi istorii a fost adusă jeții și domnului și în general zeilor și așa mai departe. Adică toată lumea era conștientă de faptul că ei cresc pentru a fi mâncați, spunem așa. De ce spune carne de iepuri este dietică? Din motivul că ei se hrănesc doar cu plante, în primul rând. Al doilea rând, au o cantitate foarte mică de grăsime. În general este o carne uscățivă, dar se recomandă mai mult persoanelor cu probleme hepatice, cu probleme de grăsime, de supraponderență și așa mai departe. Și este foarte ușor de pregătit. În afară de friptură? Sunt o sumedenie de produse foarte gustoase din carne de iepure, dar în general persoanele de la țară folosesc friptură din motiv că e foarte ușor și foarte repede de pregătit. Adică dacă ai o aspect sau una alta, că durează poate o jumătate de oră. Dar în general se pregătesc la grătar, se pregătesc în role sub diferite forme, cu umplutul și așa mai departe. La alegerea poți face zeamă din iepure? Zeama, nu am încercat, dar se spune că zeama se pregătează în ăștia vânați mai mult, din vânat. Adică da, nu e numai zeama, acolo e combinație de mai multe produse și în general se spune zeamă. Adică toți vânătorii punindu-se fac o zeamă. Ce faceți cu blana? Cu părere de rău, blana în ziua de azi nu e întrebată. Puțin nu cunosc eu. Poate într-adevăr firmele care crescători de iepuri foarte mari au unii să o realizeze, dar în general rare ori când o folosim, poate la mănuși, poate la chestii. Personal nu o folosesc. Vă aruncați? Adică o arunc, da. Că necesită o preparare cu sare, cu diferite dare, tehnologii speciale care nu prea nu am posibilitate să... I-ați tăruit cuiva codiții de iepuri? Codiții nu, dar iepuri da.